cum vedeți meciul cu Dinamo? Părerea mea că este ca fiecare meci din acest play-off. Este unul foarte, foarte dificil. Ținând cont că este și primul meci, este foarte important să încep cu o victorie. Dinamo este o echipă care este pe val acum. Au 4 victorii la rând, dacă nu mă înșel. Și cu siguranță va fi un meci de care pe care. Un meci echilibrat, părerea mea, și sper să luăm cele 3 puncte. Ați simțit mai bine în meciurile cu ei în deplasare, pentru că acolo ați cam bătut acasă niciodată? Da, nu știu. Asta este doar o statistică. Cine va fi mai bine pregătit la ora meciului, acela cred eu că va câștiga. Sunt multe voci așa care nu vă dau nicio șansă și iau în considerare special lipsa voastră de experiență în această fază. Nu știu, dacă este o lipsă de experiență. Este al doilea an care se joacă play-off. Anul trecut am fost tot în play-off și cred că am învățat ceva. Nu ne interesează părerea altora. Ne interesează să ne facem jocul și avem foarte mare încredere în noi. Crezi că victoria voastră scoate Dinamo din cursă? Nu, este doar un meci. Mai sunt alte 9 pe urmă care se poate întâmpla orice. Venirea lui Contra, antrenor la Dinamo, l-a mobilizat așa, i-a dat în priză un pic? Dar nu știu ce se întâmplă la Dinamo, nu mă interesează, este treaba lor. Chiar nu vreau să vorbesc despre asta, nu știu. Cum vezi partida cu Dinamo? Eu zic că ne va aștepta o partidă grea, cu un adversar bun, în care noi tot timpul cu Dinamo, eu zic că am avut rezultate bune și eu sper ca luni să ieșim după teren cele 3 puncte. Crezi că este Dinamo în cel mai bun moment al ei în acolo? Nu vreau să vorbesc despre Dinamo, îi respectăm, sunt colegi cu noi, dar nu vreau să, în primul rând, vreau să vorbesc de noi, nu despre Dinamo. Sunteți singura echipă care nu are niciun titlu din cele 6. Sperați să rezolvați problema asta la final? Asta vedem la finalul play-off-ului. Trebuie să jucăm fiecare partidă ca pe o finală, să o tratăm. Și vom vedea la final pe ce loc terminăm. În play-off sperați ca numărul spectatorilor să fie mai mare la meciurile de acasă? Da, eu zic că și cu vremea, dacă o să fie bună, eu zic că o să vină lumea la stadion, pentru că noi, la ora actuală, eu zic că jucăm cel mai frumos fotbal și Constanța n-a avut de foarte mult timp un asemenea fotbal.